Pașcani, sau mai trăi și acum apar n-am Rățoi sau cum îl chemam. Deci era primar dinainte de 89 și tot era primar. E cazul într-o comunitate mică în care un primar își construiește un sistem și o camarilă cu doctrinatul țătăilor că dacă nu fac așa, dracii mănâncă. Ca să fie foarte clar, am asistat chestia asta în comune și se votează cu cât IQ-ul e mai jos și sărăcia de minte, ăla are și el un număr de mandate. La dumneavoastră, totuși, încheiați al șase, o să încheiați în 2024 al șaselea mandat. Da, asta înseamnă da. 24 de ani. Da. Deci, aproape o dată cu căsnicia. Cum v-ați gândit la chestia? Ce făceați înainte? Dar nu, înainte eu n-am visat niciodată să ajung primar. N-a fost. Visul meu era să mă fac medic primar, să mă fac chirurg. Nu mi-a ieșit decât jumătate. Adică l-ați tăiat pe om și nu l-ați cusut? Nu. Am terminat liceul sanitar datorită faptului că am făcut o școală vocațională. Știți că la medicină se dădea foarte multă fizică, foarte multă chimie, noi făceam mai multă practică și biologie și am plecat cu un handicap. Am profesat meseria de asistent medical în asistența medicală de urgență 2 ani de zile în reanimare, în ATI și 10 ani în ambulanță. Sigur că meseria asta mi-a adus foarte multe satisfacții. Au fost vremuri în care m-am implicat în schimbarea sistemului sanitar, pentru că la vremea respectivă lucram în ambulanță fără dotarea necesară și era horror să te duci N-a păruse eroul patriei era nu, la vremea respectivă eroul patriei era pe la Târgu Mureș, punea bazele Smurdului. Însă, cum am ajuns eu să candidez de primar, pur și simplu... Deci erați pe salvare? Da. Am tot așteptat să se schimbă ceva în comunitatea în care trăim. Mi se născuse fetița și cumva vedeam că lucrurile merg din rău în mai rău. Și atunci v-am spus că eram așa o mână de tineri. Era la ziua unei fetițe din grupul nostru de prieteni și am spus atunci e vremea să schimbăm ceva. Trebuie să schimbăm noi ceva. Și atunci cumva ei au spus, uite, tu vei candida. Luase rățoțuică mică. Bineînțeles. Că atunci ne apucăm flăcărarea. Da, era cu Pfizer-ul în față. Și în felul acesta... Cu ce? Cu Pfizer-ul. Țuica. M-ați speriat că... Păi noi de atunci ne vaccinam. Deci la câte grade iese acolo? Păi la noi dacă e undeva sub 45 temperatură, cei peste 50. Dar să știți că chestia asta cu ce a zis Răța dineori nu e numai în zona asta. Eu am auzit de ea și mie să nu se apropie încet, anotimpurile. Ei sunt cunoscuți cu pilula albastră. Mm-hmm. Prima dată au creat pilula albastră pentru anumite preocupări, bine, pentru alții. Și atunci a zis, hai! Da, și atunci am zis, au spus, hai, uite, tu vei candida. Sigur că nimeni nu-mi dădea... Au și delegat în seara. Da, nimeni nu-mi dădea nicio șansă, pentru că aveam 32 de ani. Știți că la țară e important neamul soției, neamurile. Neamul soției era, sau este, un neam destul de mic, Ciugud are 6 sate, eu eram cunoscut doar în Ciugud. Cu toate acestea, mi-am făcut o campanie inspirându-mă dintr-un candidat din municipiul Sebeș Alba, era atunci profesor și directorul liceului din Sebeș, o campanie se vedea concepută cumva și creionată pe valori, pe valorile comunității. M-am inspirat foarte mult și s-a dovedit că a dat roade și am câștigat. Păi și cum? La oraș mai ai un televizor, un post de radio, un stâl mai lipit. În 6 state cum ați mers din poartă în poartă? Am mers din poartă în poartă, am povestit cu toți oamenii, am făcut întâlniri publice, mi-am făcut flyere la vremea respectivă, n-am apărut să calculatoarele, știu că undeva la soția mea, la serviciu, îmi făceam pliantele doar alb-negru, mi le concepeam noaptea cu un prieten. Așa a fost prima mea campanie electorală. Vi s-a dat vreo șansă? Nu mi s-a dat nicio șansă. Vă spuneam, eram considerat candidatul cu cele mai mici șanse. Eram la vremea respectivă 11 candidați. Am ieșit primar,
am ajuns în primărie, vă dați seama, nu luasem contact deloc cu administrația publică până atunci. Angajații de acolo nu prea erau mie prietenoși, mi-au dat 3 luni de zile și mie și vicelui, că eram echipă nouă și zice, după 3 luni de zile veți pleca. Am găsit cumva primăria cu datorii de vreo 3 miliarde la vremea respectivă și venituri proprii aveam la vremea respectivă undeva la vreo 1,5 miliarde. Cu toate nevoile necesare, fără apă, fără canalizare, fără școli, fără nimic. Adică nu pot să zic că aveam condiții de viață decât provocări. Nici nu știam unde, la ce ușă să bat. Adică, bum, să ne oprim aici. Oh. Apa, ați spus? Da, și apa am început. Canal? Și în 2 ani de zile am introdus apa în toată comuna. După care am început... WC-uri în fundul curții mai sunt? La noi nu. 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 Asfalt? Toate casele, asfalt peste tot, except în străzile pe care le-am adus din unde s-a dezvoltat comuna, au fost străzi private, le-am adus în sistemul public și urmează să le asfaltăm. Centrul istoric aveți? Avem centre... Ca să zic așa, ca la București, unde... Avem centru de comună, avem centre civice în toate satele pe care le-am La orice cerere răspundeți în 30 de zile? Noi răspundem mai repede, adică avem un sistem integrat de softuri pe care ne-am cumpărat un proiect cu fonduri europene, unde am ajuns efectiv să monitorizăm cât trebuie să stea un om pentru diverse probleme la ghișeu. Și, de exemplu, pentru un certificat de urbanism, în maxim 24 de ore, dacă documentația e completă, omul își o primește. Pentru autorizație de construcție, omul își primește în 48 de ore. Dacă venea înainte pentru o adeverință, nu trebuie să stea mai mult de 5 minute. În primărie. Acum nu mai are nevoie pentru că avem platforma cetățeanului unde poate să-și descarce online. Am fost prima comună din România unde am implementat sistemul de plată la distanță a tuturor datoriilor. Avem în toate satele și inclusiv în primărie automate de plată unde oamenii, având un card al cetățeanului, se loghează direct în platformă și își plătesc toate datoriile. Am auzit că ați introdus și ciugubanii. Da, am fost... ne-am, să zic așa, nu bine, este... Bine, eu cred că nu știu nici ce-i bitcoin și nu știu ce, dar... Nu, dar ciugubanul este... sau așa? Nu, este, de fapt, o poveste frumoasă prin care încercăm să educăm populația, dar în special prin copii. Am instalat un automat de reciclare la școală, în curtea școlii, unde dacă, eu știu cetățeanul, dar în special copiii, pentru că am creat și o competiție la nivel de școală, copiii se duc și depun peturi, sticlă, doze de așa, primesc un voucher cu ciugubani. De fapt, ce fac ei? Strâng ciugubanii aceștia, iar acum i-am contorizat, i-am adunat pe toți pe clasă. În schimbul ciugubanilor vor primi lei, adică un ciuguban este echivalentul unui leu și copiii își vor dezvolta proiecte educaționale și non-educaționale din banii respectivi. Pentru noi, cumva, educația și copiii... Că îmi imaginez că unui locuitor îi spune ciugudean? Da. Și acum el are ciuguban. Exact. Ciugudene? Da. Câți ciugubani?